Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă reconstrucție, o reconstrucție mai specială care dă drumul la o lună și mai specială. Luna aceasta, luna august, o să vină cu foarte multe surprize pentru voi, pentru că, cum v-am anunțat și în episodul trecut și pe comunitate, urmează să avem o lună retro de FIFA. Pentru că foarte puțin mai joacă FIFA 22 și deja contentul s-a cam dus, am zis că luna aceasta vom face doar episoade cu FIFA-urile vechi, de la 15 până la 21. O să le luăm la rând, o să facem chestii interesante, poate o să facem și cu FIFA-uri mai vechi, doar că este mai complicat și nu prea mai poți să joci FIFA-urile vechi, dar vom vedea, vom găsi o soluție să le jucăm și pe acelea. În orice caz, dacă îți place această idee și vrei să mai vezi episoade de gen cu luna retro, bagă acolo mare like și foarte important, vreau să lași în comentarii ce idee ai avea pentru această lună, pentru că poate chiar o să iau ideea ta. Astăzi începem cu Liverpool și suntem în FIFA 15. FIFA 15, adică suntem în anul 2014, în toamna lui 2014, Liverpool n-avea o echipă atât de bună, credeți-mă. M-am uitat peste echipa celor de la Liverpool și nu era deloc bună. Practic era cu un an înainte să ajungă Klopp și să înceapă transferurile, deci nu era Klopp antrenorul celor de la Liverpool. Klopp a venit în FIFA 16 și în anul 2015. Și uitați-vă ce echipă avea Liverpool, adică na, nu era foarte tare. Încă era Gerrard, deci Gerrard încă era la club. Aveam Sterling, Coutinho, aveam Balotelli, aveam cum îl cheamă pe băiatul ăla, Sturridge, cred că îl mai aveam. O să vedeți echipa, imediat o să intrăm, o să facem transferuri și goalul nostru este să câștigăm Champions League-ul și Premier League-ul. Nu știu cât o să dureze chestia asta, mă gândesc că o să fie destul de greu, începând cu 50 de milioane, ceea ce nu e mult, dar mă rog, erau și altfel banii pe atunci și în FIFA 15, clar, cariera era mult mai complicată. Haideți să vedem cu ce echipă vom avea de-a face. Deci Liverpool în 2014-2015 a terminat pe locul 6 în Premier League, foarte, foarte jos din punctul meu de vedere. Au terminat în semifinalele FA Cup și în Carabao, iar în UEFA Champions League au terminat pe locul 3. Ce a dus în, cum se numește, i-a dus în Europa League, iar acolo n-au făcut mare chestie. Eu m-am alcătuit aici o echipă, i-am pus cât de cât ok, adică cum i-aș aranja eu. Avem un Mario Balotelli de câți ani? Avem un Mario Balotelli de 23 de ani, încă avea potențial. Sturridge, 24 de ani, avea o grămadă de potențial și Sturridge. Vom juca cu doi atacanți aici pentru că ne permite acest lucru. Ar fi păcat să nu-i folosim pe aceștia. Aici în mijloc Coutinho, care era în ultimele sezoane la Liverpool, aici înainte să se ducă la Barcelona și după aia i s-a cam dus cariera lui Coutinho. Aici Sterling pe dreapta înainte să plece la Manchester City, o trădare foarte, foarte mare. Și aici pe stânga avem o mare problemă pentru că nu juca nimeni pe stânga, n-avem foarte multe variante, o să trebuiască să facem acolo transferuri. În mijloc îl aveam pe Gerrard, legenda Gerrard, dar din păcate se va retrage după finalul acestui sezon. Și regenul lui Gerrard, zic eu, este Henderson, care este aici. O să ia locul, dar vedem cât o să joace și acesta. În apărare avem un Moreno, un Sako, un Lovren, mai sunt pe aici câțiva jucători, Emre Can poate îl cunoașteți, câțiva și mulți jucători pe care probabil nu știți. Mignolet probabil ați auzit de el. Pe ce să vedem ce jucători, la Lana mai este, cine mai e pe aici, Gerrard, capitanul nostru. Nu e o echipă atât de bună și sincer de-am ales-o pentru că, bă, echipa asta n-arată wow, adică echipa asta, nu știu, maxim locul 6-7, cred că un 7-8 în realitate, poate și chiar mai jos, dacă ar fi să o pui în ziua de astăzi în Premier League. Deci nu este o echipă wow, mă rog, erau și alte vremuri, au trecut foarte mulți ani de atunci, dar trebuie să ne punem pe transferuri. Avem 40 de milioane, destul de puțin zic eu, 40 de milioane, să aducem câțiva jucători solizi acolo, neapărat un left wing, neapărat un RB și cred că un goalkeeper, să vedem. Bun, haideți să trecem la treabă, voi băgați acolo un like și încep transferurile, care sunt foarte interesante anul ăsta. Pe lângă asta, uite, mă uitam acum, l-avem pe Divock Origi,
L-avem aici în loan, o să vină și el înapoi la echipă. Momentan nu o să-l aduc. Luis Alberto, nu știam că a fost pe la Liverpool. Luis Alberto este împrumutat acolo și o să revină și el. Coates, care la fel uitasem că a fost la Liverpool, în momentul de față cred că joacă la Sporting. Deci, da, uite și pe Iago Aspas, da, Iago Aspas știam că a fost pe aici, în momentul de față joacă în La Liga. Și cu o chestie foarte interesantă, în 2015 transferurile erau mult mai diferite. Dacă ne uităm noi aici, practic transferurile nu aveau animație, pur și simplu aveai așa contractul, aveai oferta și aveai aici câteva opțiuni. Avem o ofertă pentru Lucas Leiva de la Sevilla, să vedem, poate scoatem mai mult pe Lucas Leiva, care cred că tot la Lazio joacă, o joacă de foarte multe sezoane la Lazio. Foarte tare chestia asta cu contractul, chiar mi-era dor de ea și bam, avem de lucru la echipă. Facem și primul transfer din acest sezon și este vorba de Samuel Umtiti, care nu se mai duce la Barcelona, se duce la Liverpool. 20 de ani, 77 OVR, nu am dat niciun ban pe el, l-am oferit pe Skrtel. Nu știu, are un nume foarte funny. Îl știu pe Skrtel, dar nu mai e aici cu noi. Vine Samuel Umtiti gratuit, cum ar veni. Are potențial și practic cariera lui gata, nu se mai duce acolo la Barcelona, se duce la Liverpool și o să facă aici un cuplu cu Sako, care este tot francez. Al doilea transfer este un râbâi, este vorba de Danilo, care este cred că în prezent la Juventus, dacă nu mă înșel, da, Danilo de la Porto, potențial destul de mare pentru el, din păcate nu și-a atins niciodată potențialul. Foarte multe transferuri pentru el și da, un jucător acolo pe la 80 OVR, zice. Bun, hai să luăm, să vedem de data asta, să sperăm că o să-și facă treaba mult mai bine pentru Liverpool. Vine aici în Premier League, frumos. Și al doilea transfer, mă rog, al treilea în total, este William Carvalho de la Sporting. Vine direct din Portugalia. Acesta în prezent cred că joacă prin La Liga, foarte multe sezoane prin La Liga. Super mare potențial pentru el și să sperăm că o să ia locul lui Gerard în curând. Și ultimele două transferuri, bă, nu știu dacă ne încadrăm în ele, ești nebun. Avem un Mignolet și avem un Mignolet, iauzi, un Leno pe care l-am dat și pe Mignolet. Hai să luăm pe El Sharaoui și mai rămâne cu Mignolet. Hai să vedem dacă ne ajung banii, că s-ar putea să ne ajungă banii la fix. El Sharaoui, Stefan El Sharaoui, un jucător super, super adolatrizat, cred că se spune, de mine. Juca la Milan în perioada aia, băi, era genial cu frezele lui, mamă, făcea tumbe, era genial, mă uitam la el în continuu în perioada aia, dar din păcate s-a dus. Acum joacă la Roma. O să acceptăm oferta pentru El Sharaoui. El Sharaoui, 21 de ani acolo, și hai să vedem dacă ne ajung banii pentru Leno, sau poate trebuie să modificăm bugetul. În prezent, dacă nu ai banii alocați bine, ți modifică ei și cred că avem bani să-l aducem și pe Leno, un portar foarte bun, da. Îl aducem și pe el, la schimb cu Mignolet și cred că echipa este foarte bine în momentul de față. Hai să aranjăm pe băieți aici. Și cam așa arată echipa. Leno în poartă, în dreapta avem Danilo, Umtiti, Sako, Moreno, El Sharaoui, Gerard, care o să se retragă și o să ia locul Carvalho. După aia Sterling pe dreapta, să vedem ce facem cu Sterling, pentru că Sterling nu mai vrea să-și prelungească contractul, e cam ciudățel, s-ar putea să fim nevoiți să schimbăm. Balotelli în față cu Sturridge și cam asta este echipa. Bă, arată foarte bine și plus banca de rezervă, avem un Markovic, avem aici un Emre Can, probabil că o să mai trebuiască să luăm rezerve, o să mai facem transferuri și sezoanele următoare, asta e clar, dar eu zic că ne-am tancat pe multe poziții și am încredere în băieți. Nu știu cât o să joace Umtiti, s-ar putea să-l dăm afară pe Lovren, mă rog, să-l vindem și poate o să mai fac modificări, dar în orice caz, cam așa o să arate în proporție de 90% echipa. Haideți să-i dăm drumul cu primul sezon, să-i simulăm și haideți să vedem ce face Liverpool în 2000.
2015. E bine, am ajuns la finalul sezonului 1, suntem în mai 2015 și haide să vedem ce s-a întâmplat pe aici. Cred că am fost, quarter finals. E foarte nașpa că nu-ți arată rezultatele, e destul de nașpa, nu știu ce nu-ți arătau rezultatele pe vremea aia. Și practic trebuia să ghicești tu locul 4, suntem pe locul 4. În realitate Liverpool știți că a terminat pe 6, deci e un loc destul de bun, Chelsea pe primul loc, Manchester United, Arsenal, Liverpool pe 4, Manchester City pe 5, deci Manchester City n-avea o echipă așa bună, Spurs pe 8 și cam astea sunt echipele. Leicester este pe 13, Aston Villa pe 11, da, interesant, ok. Haideți să vedem și ce am făcut în restul competițiilor. În FA Cup am pierdut în finală. Ok, asta este Capital One Cup, nu știu, tot așa o competiție ciudățică. Iar în Champions League am ajuns în quarter finals. Vedem acolo că am eliminat Zenit și ne-a bătut Chelsea. Chelsea care ajunge în finală, ce e finală interesantă, un Barça cu Chelsea aici. Mamă, sunt logo-uri vechi, uitați-vă la logo-ul Juventusului, uitați-vă la logo-ul Atletico-ului. Că vedeți că e destul de diferit. În rest cam sunt aceleași logo-uri. Deci ați văzut acolo. Hai să vedem ce am făcut în grupă, în Champions League. Cred că am terminat pe primul loc. Da, am terminat pe primul loc fără înfrângere. Destul de bine, destul de bine aici. N-am ce să zic. Bun, sunt mulțumit, locul 4, am ajuns în quarter finals în Champions League, avem și noi aici ceva goalgetter, avem mamă, Sanchez, Yaya Touré și Rooney. Ok, n-avem și noi pe cineva pe aici, l-avem pe Balotelli cu 15 goluri și cam atâta, unde-i Sturridge? Lallana 9 goluri și unde-i Sturridge? Wow, Sturridge n-a marcat. Ok, asta este echipa în momentul de față, nu prea au crescut băieții atât de mult, mă așteptam să crească mult mai mult, nu prea au crescut deloc. Danilo a crescut și el 2 goluri, 2 vereuri, hai că 2 goluri, Umtiti. Bă, a jucat Umtiti, dar n-a crescut deloc, mamă, ce ciudat e potențialul, wow, ce ciudat e potențialul aici. Alberto Moreno are potențial destul de mare, deci mă, what the fuck, Gerard a crescut un punct, care-i faza, frate? Coutinho, 5 goluri are și el, a crescut un punct, Sterling e rupt acolo, nu prea a jucat Sterling, 24 de goluri pentru Balotelli, 10 asisturi, a crescut un punct, Sturridge n-a crescut, doar El Shaarawy, Lambert a scăzut acolo, Markovic a jucat și el, Emre Can, bine, a crescut bine aici Emre Can, bine Carvalho, un transfer destul de bun Carvalho acolo, what? La 33 de ani să crești 3 puncte, care-i faza? Nu înțeleg. Wow, deci potențialul e jale. Divock Origi a scăzut minus 2. Wow. Nu înțeleg, efectiv nu înțeleg care e faza cu potențialul. Lovren nu prea a jucat el foarte multe. A jucat Lallana multe. Chiar a jucat Lallana destul de multe meciuri. Nu știu care e faza, care a fost faza, dar ciudat sezonul ăsta. Nu știu ce o să facem sezonul următor, vedem, vom mai face modificări, vom mai aduce ceva jucători. Poate îl vindem pe Sterling, poate mai aducem un fundaș ceva. Vom vedea sezonul cu numărul 2. A fost ok sezonul ăsta, nu pot să zic că a fost nici rău, nici bine, dar haideți să mergem spre sezonul cu numărul 2. Și avem primele transferuri din sezonul cu numărul 2. Este vorba de Laporte de la Bilbao. Nu se mai duce la City. Cred că e un transfer destul de bun. L-am dat pe Emre Can plus 14 milioane. Emre Can nu mai intra în calculele noastre. Și Yuri Tielema alege Liverpool în loc de Leicester, cum a ales în realitate. 10 milioane plus Allen, destul de ok, ne mai rămân 40 de milioane, vom vedea ce facem cu acești bani, dacă nu o să-i păstrăm, dar clar sunt jucători importanți, la Porto o să ia locul lui Umtiti, pentru că Umtiti m-a cam dezamăgit și apărarea arată destul de bine, toată echipa arată destul de bine, adică avem 2 jucători sub 80, și anume El Shaarawy și Moreno, iar banca de rezerve, adică avem un Tielema, un Aspas, un Umtiti,
chiar e destul de solidă banca de rezerve, chiar nu ai ce să zici legat de această bancă. Uitați-vă și voi ce bancă de rezerve. Destul de mulțumit cu echipa. Hai să vedem dacă mai facem ceva transferuri. Și se pare că se mai întâmplă un transfer fără să includă bani. Este vorba de un schimb. Îl dăm pe Raheem Sterling în locul lui Pierre-Emerick Aubameyang de la Dortmund. Era în picul carierei lui probabil atunci. 26 de ani, 81 overe. Din păcate, Sterling nu mai dorea să continue cu noi, așa că am ales să îl schimb acolo. Mi-ar fi plăcut să jucăm cu Sterling, dar n-am putut să-i fac contractul. Zicea că e nemulțumit, că e prea bun pentru club și am zis că decât să mai bat capul, mai bine îl dăm și luăm alt jucător super bun acolo. Și l-am luat pe Aubameyang, super bun, cotat la fel ca și Sterling, cam aceeași cotă, amândoi în jur de 10 milioane. Foarte ciudate cotele, adică mă așteptam să fie altfel. Am și uitat cum era, uitați-vă, cel mai scump transfer din această perioadă este de 21 de milioane. Gen un Marquinhos, 14 milioane. Oxlade-Chamberlain, 17 milioane. Gen, chiar erau mici transferurile pe atunci. Și uite că mai avem 43 de milioane. Nu știu dacă se iau pe cineva în locul lui El Shaarawy. Hai să căutăm, vedem, poate găsim pe cineva mai bun. Și luăm un super jucător, Antoine Griezmann, de 24 de ani. Ia uite-l aici, vine la Liverpool, facem un schimb cu El Shaarawy plus 40 de milioane. Ce transfer facem? Wow, noul Mané acolo pe partea stângă și Griezmann. Mamă, ce transfer, ești nebun. Griezmann, Aubameyang, Coutinho și Balotelli. Cine i-ar fi văzut vreodată în aceeași echipă? Vă zic eu, nimeni. Efectiv nimeni. Arată genială echipa asta în momentul de față. Aubameyang, Griezmann, Coutinho, Carvalho aici. Bă, echipa arată foarte, foarte bine, să sperăm că o să se ridice la nivelul așteptărilor noastre și nu mai am ce să fac, efectiv. Mai am doar de simulat până la finalul sezonului și haideți să vedem sezonul cu numărul 2 ce ne va aduce. Se termină sezonul 2 cu Liverpool, suntem în mai 2016, haideți să vedem ce am făcut și terminăm pe locul 2, este un plus, nu mai suntem pe locul 4. Avem așa Chelsea, Liverpool, Manchester United, Spurs și Manchester City și Arsenal pe locul 6. Da, mai echilibrat acum pot să zic acest campionat. Este și Spurs pe aici. Nu știu ce se întâmplă cu Chelsea. Au jucători, cred că, foarte, foarte buni. Chelsea în perioada asta chiar o duce foarte, foarte bine. Haideți să vedem echipa. Arată bine. Sturridge acolo accidentat. Griezmann cred că a contribuit destul de mult. Laporte a crescut foarte mult. Sako cred că trebuie schimbat. Să vedem ce vom face. Deci eu zic că este chiar ok. Hai să vedem ce pe Aspas. What? Golgetterul nostru este Aspas și după aia mai și Balotelli pe acolo. Băi, ce se întâmplă aici? Haideți să vedem ce am făcut și în restul competițiilor. FA Cup-ul nimic, Cupa nimica și haideți să vedem Champions League-ul. Ne-a eliminat Lille, frate. Ne-a eliminat Lille. Wow, nu mă așteptam la chestia asta. O grupă cu Benfica, Beşiktaş și Copenhaga. Da, nu mă așteptam la chestia asta să ne scoată Lille și Manchester City câștigă Europa League. Wow, ok, nu mai zic nimic. Ciudățel sezonul, ciudățel FIFA-ul ăsta. Nu știu ce să zic. Haideți să vedem aici ce se întâmplă. Mamă, dar ce-s cu semnul ăla are exclamării? Plus 3 la port, foarte bun transferul. Danilo a crescut și el, începe să crească. Leno, nu prea cine știe ce. Mamă, what? Crește ăsta, dar rămâne fără contract. Oricum o să facem contractul. Hai să vedem pe aici. Umtiti nimica. Moreno a mai crescut. Ăștia doi cresc destul de bine, Carvalho și cu Aubameyang. Tielemans a jucat și el destule meciuri. Coutinho e destul de ok. Balotelli 16 goluri. Sturridge, cred că o să-l dau pe Sturridge, n-a fost deloc bun. Și uite că a jucat mai bine Aspas decât Sturridge, care erau șansele. Origi n-a jucat deloc, a fost în împrumut. Și Griezmann,
N-a fost cine știe ce, din păcate, chiar slăbuț Griezmann din punctul meu de vedere pentru cât am dat pe el. Oricum, un sezon mai bun decât primul, asta a fost clar, o clasare pe locul 2 este foarte bine, să sperăm că sezonul următor poate chiar luăm un trofeu. Chiar m-ar interesa să luăm acolo un trofeu, ar fi foarte important. Haideți să vedem sezonul cu numărul 3, ce ne aduce cu Liverpool în 2017. În sezonul cu numărul 3 fiind două transferuri foarte interesante, Sturridge a plecat de la clubul pentru că v-am zis că nu era mulțumit de el și vine un spaniol aici în locul lui, Iago Aspas, și bă, îmi pare rău de Iago Aspas, a avut un sezon bun, și vine Paco Alcacer, vine aici frumos la club și va face istorie, 22 de ani, și am zis că bă, nu sunt mulțumit de Leno, trebuie să facem cumva o schimbare și am adus aici un portar cu experiență care cred că încă joacă și e vorba de Fernando Muslera, bă, un portar care chiar mi-a plăcut sincer de-a lungul timpului, un portar loial, a fost acolo la turci foarte mult timp și momentan cam așa arată echipa noastră și s-ar putea să mai aducem un fundaș central acolo. Și ultimul transfer pe care îl facem este Javi Martinez de la Chelsea, în momentul de față este la Chelsea, jucător foarte, foarte mult timp la Bayern München acolo, 27 de ani, 85 overe, nu prea am avut variante în bugetul pe care l-am avut de 30 de milioane, dar uite că facem un cel mai scump pe transferuri, adică l-am dat pe Sturridge, vedeți deasupra capului meu, l-am dat pe Sturridge, 33 de milioane și l-am luat pe Martinez pentru 30 de milioane și echipa noastră arată în mare fel. Javi Martinez este accidentat pentru câteva zile, dar oricum o să joace, Laporte cu Martinez aici, Moreno, Danilo, Aubameyang, Carvalho și rezerva lui este Tielema aici, chiar se bat acum, acolo pe post, Griezmann pe stânga, Coutinho, Balotelli și Paco Alcacer și de asemenea o bancă de rezerve destul de bună. Umtiti a cam fost un fail aici, n-a crescut niciun OVR de când a venit. Asta este, cam așa arată banca de rezerve, foarte, foarte mulțumit de ce am făcut până acum și haideți să vedem sezonul cu numărul 3 dacă ne va aduce ceva surprize față de restul sezoanelor. Haideți să vedem ultimul sezon, nu suntem în finala Champions League, mă rog, ultimul sezon, e sezonul 3 că nu am terminat, v-am zis că trebuie să ajungem acolo în Champions League. Ce s-a întâmplat pe aici, am dat de Dortmund, am făcut egal cu Dortmund și am pierdut, eliminăm tot o echipă din Germania, da. Interesant, hai să vedem. Și primul loc, am deplinit prima condiție din acest episod, ce anume Premier League-ul, și terminăm la o diferență de 4 puncte. Deci în 2017 câștigăm campionatul mai repede decât Liverpool în realitate, adică nu cred că a câștigat Liverpool așa repede campionatul, chiar o să verific, stați așa că nu știu. Nu, deci Liverpool în 2019-2020 a câștigat campionatul și uite că am câștigat mai repede cu acest rebuild, așa arată echipa. Wow, arată bine, Muslera aici în poartă, face un cuplu foarte interesant cu Martinez la port, Danilo pe dreapta, Moreno, Griezmann. Mă așteptam să crească Griezmann, sincer. Coutinho, Carvalho, ia să vedem, cred că a jucat și Tielema, nu prea a jucat Tielema. Balotelli, Alcacer, Aubameyang, cred că a rupt acolo, efectiv, cred că a rupt Aubameyang și banca de rezerve. Bă, Jones, efectiv, nu știu ce a fost cu omul ăsta, 35 de ani, l-am luat la 32 și a crescut 10 overe-uri out of nowhere. Origi, cam slăbuți, dar hai să vedem ce s-a întâmplat rest. Avem și noi golgheteri, mamă, pe Balotelli și pe Paco Alcacer. Dar Costa este acolo primul, chiar dacă a fost la egalitate. Deci terminăm sezonul pe primul loc, ceea ce este foarte bine. Community Shield-ul l-am pierdut acolo. Hai să vedem rest, absolut nimica. Și în Champions League am văzut că am fost eliminați de Borussia Dortmund. Benfica cu Real Madrid ajung în finală, foarte tare chestia asta, nu mă așteptam. City iară câștigă Europa League. Ce se întâmplă cu City și cu Europa League? N-am nicio idee. Bă, eu sunt mulțumit de echipă, am luat Premier League-ul. Ce ne mai interesează în momentul de față este să luăm Champions League-ul. Ăsta este
ultima cerință, asta este ultima cerință. Vedem aici jucătorii cum au crescut. Javi Martinez chiar cred că a avut un sezon decent, zic eu. Chiar vreau să văd aici cum au jucat. Mamă, a jucat un Titi foarte mult și Saco a jucat. Mamă, ce se întâmplă aici? Nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. Carvalho a jucat, Aubameyang a rupt acolo. Pare că a rupt. Marković a jucat și el, Coutinho, sezon decent. Și vrea să plece. De ce transfer list? Habar n-am, o să rezolvăm. Cel mai bun sezon al lui Balotelli, dar n-a crescut deloc, nu înțeleg de ce. Paco, bun aici Paco, chiar a fost, cred că, cel mai bun transfer. Și Griezmann, nu știu, Griezmann n-a fost deloc bun. Chiar slăbuț pentru Griezmann. Cam atâta pentru sezonul cu numărul 3. Vedem ce vom aduce după ce câștigăm Premier League-ul. După ce am câștigat Premier League-ul, intră banii aia grei și urmează să să atacăm și Champions League-ul în sezonul cu numărul 4. Deci nu mai uitați-vă ce transfer vom face. Mario Balotelli, nu știu, am fost nemulțumit de el, nu prea mi-a plăcut cum a evoluat în OVR. A dat goluri și așa, dar parcă nu a evoluat atât de mult. Și vine un fost jucător de la Liverpool, plecat de la Liverpool la Barcelona, vine înapoi, facem aici un schimb, plus 40 de milioane, Luis Suarez, care în prezent a plecat în campionatul său natal, vine aici să facă un cuplu de senzație cu Paco Alcacer, Suarez, Aubameyang, Coutinho și Griezmann. Coutinho și Griezmann care au fost coechipieri cu Suarez la Barcelona arată foarte bine echipa, arată foarte, foarte bine, bine, singurul jucător așa mai low, singurii mai low rated sunt Griezmann, Moreno și cu Danilo. Acum n-am cum să iau pe toți perfecți acolo, eu zic că e o super, super echipă, arată foarte bine, nu prea mai avem buget atât de mare, avem un 13 milioane acolo. Mi s-a părut interesant că am cerut și pentru Andrew Robertson, să vedem așa cât ar fi. Ar fi 15 milioane Andrew Robertson, care în prezent joacă la Liverpool. O să lăsăm echipa așa, o să vedem ce face și chiar am speranțe foarte mari ca Suarez să scrie acolo goluri peste goluri și să ajungem în finala Champions League în sezonul cu numărul 4, 2017. Haideți să vedem ce face Liverpool în această reconstrucție, sezonul cu numărul 4, după acest super, super transfer. Ajungem și în finala Champions League după 4 sezoane? Cred că da, 4 sezoane sau 5, cred că 4 sezoane avem aici cu Bayern München, ajungem în finală, ia să vedem cum s-a descurcat echipa. Echipa arată destul de bine, Suarez 91, Aubameyang 87, Laporte 88, Martinez 88, arată foarte, foarte bine echipa aceasta și Bayern mă gândesc că are o super echipă. Haideți să vedem ce am făcut în rest până să jucăm acest meci, pentru că da, vreau să joc acest meci. Am terminat pe primul loc în grupă, asta a fost destul de clar, Marseille câștigă acolo Europa League și hai să vedem, ieșim pe locul 2 în campionat, asta este, se mai întâmplă acolo, n-am luat Community Shield-ul, n-am luat aici cupa, n-are nimic ca să luăm noi Champions League-ul și suntem sănătoși aici. Sturridge este goal-getter, Sturridge fostul nostru jucător aici, interesant, dar din păcate văd că Alcacer este accidentat și nu știu cum vom juca. Cred că vom juca cu altă formație, vom juca în felul următor și vom juca cu un singur atacant. Asta este, ne adaptăm, să zicem așa. Bă, dar Telema, nu știu de ce e și el accidentat. Așa aș vrea să jucăm, să vedem dacă putem chestia asta. Dacă nu, improvizăm noi cumva și vedem cum vom juca. Oricum, super echipă, nu mai am ce să zic. Păcat că Alcacer este accidentat. Vreau să văd și statisticile jucătorilor. Mamă, Suarez, 52 de meciuri, 21 de goluri. Voi nu vedeți golurile acum, vă 21 de goluri pentru Suarez, 4 goluri, 30 de goluri pentru Paco, 4 goluri pentru Griezmann, foarte slab Griezmann, mă așteptam să fie mult mai bun, destul de slab, 30 de goluri pentru Paco, Origi doar 4,
și Coutinho 15 goluri cu 6 asisturi. Da, nu cred că poate juca Tielema. Vom vedea cu cine vom juca acolo. În orice caz, super echipa pe care am făcut-o. Nu sunt transferuri realiste, asta este clar, pentru că na, e destul de greu să faci transferuri realiste. Haideți să vedem ce vom face în meciul cu Bayern München, dacă putem să jucăm așa. Mamă, ia uite kiturile, ești nebun. Mamă, ce smooth se mișcă. Cred că o să jucăm așa, negru și cu roșu, și vom juca pe... Hai să dăm pe Legendary. Jucăm pe Legendary contra celor de la Bayern München și dăm drumul. Aparent Tielema poate să joace. N-am mai jucat FIFA 15 de o grămadă de timp și haideți să vedem cum o să ne descurcăm. Chiar sunt foarte curios. Let's go. Vedem aici și coreografia. Primul 11 al nostru. Cred că joacă Tielema, nu? Da, joacă Tielema. Vedem aici grafica. Sunt curios ce echipă are Bayern. Dacă mai joacă Lewandowski, Müller, Neuer. Hai să vedem echipa celor de la Bayern München. Vedem și trofeul. Atunci nu era licență cu Champions League-ul, din păcate. Hai să vedem Bayern. Neuer, Rafinha, Dante, Boateng, Alaba. Hai că vedem aici. Götze, Weinsteiger, Rod, Robben, Agüero, Ribéry. Wow, Agüero nu mă așteptam. În rest, echipa era cam aceeași prin perioada aia. Dar totuși Agüero, mamă, cum se vede, what? Se vede foarte ciudat. Cred că trebuie să schimb camera. Ia să vedem Antoine Griezmann aici în bandă, să vedem dacă a fost bun transferul lui sau nu. Griezmann, o centrare pentru Suarez acolo. Parcă mergeau centrările anul ăsta, nu mai țin minte. Mă, ce s-a întâmplat acolo? Doamne, parcă mergeau centrările. Nu mai țin minte atât de bine cum mergeau chestiile pe atunci. Carvalho, ia uite-l aici cu toaie Carvalho. Dar clar să nu atacăm cu el. Bă, dar ce greșel. Mi se pare foarte ciudată camera și gen cum se mișcă toată camera când atinge un jucător mingea. Mi se pare ciudarău. Dar așa erau vremurile. Așa erau vremurile. Nu știu, gameplay-ul mi se pare diferit rău. Îți dai seama. Mamă, ce trecere, Suarez acolo se bate, nu știu cu cine. Suarez, ia să vedem o centrare. Neuer acolo pe felie și rămâne 0-0, ocazie destul de mare. Ia uite-l pe Robben aici cu un Agüero, adversarul lui Liverpool de foarte mulți ani, dar de la City, nu de la Bayern. Hai să vedem ce facem acum, pentru că stau bine cei de la Bayern. O, pasă bună pentru Aubameyang! Vine! Pierre-Emerick Aubameyang înscrie aici tumba specifică lui. Ales Liverpool-ul în detrimentul celor de la Arsenal. Frumos aici pasă și l-a învins pe Neuer. Două goluri în Champions League, minutul 32 și deschidem scorul foarte bine. Momentan dominăm bavarezii. Destul de închis meciul ăsta, adică în afară de golul ăla nu prea au fost ocazii, au mai fost ceva șuturi, dar nu foarte importante. Se vede AI-ul cât au evoluat, pentru că bă, AI-ul în FIFA 15, bă, ține prea mult de minge, efectiv, gen pase, dar pase care nu ajută mare chestie. Hai să vedem în fața porții, Tielema! Mamă, ocazie mare, noi apără. Ține foarte mult de minge AI-ul și na, e destul de nasol. Hai să vedem Martinez. Mamă, ce a fost șutul ăla? Vreau să spun ce a fost șutul ăla. Tielema pentru Moreno, poate vine o centrare. Moreno pentru nimeni. Ciudarău. Și Carvalho, mamă, bară. Mi-a vibrat controllerul urât de tot. Cam asta a fost cea mai mare ocazie în afara de gol. Dar AI-ul, nu știu, deci în FIFA 15 era diferit rău de tot, adică nu prea era competitiv calculatorul, știi? Ia să vedem, Suarezito, El Pistolero, trece acolo bine El Pistolero și... Mamă, dar s-a dus. Da, weak foot-ul își făcea treaba. Cazie mare pentru Bayern aici cu Robben, puteau să egaleze în ultimele minute, dar... Mamă, cum se vede, wow!
cum se vede când degajezi, chiar s-au schimbat multe chestii. Chiar s-au schimbat multe chestii. Hai, Aubameyang, șansa ta să faci dubla. Nu mai ai șansa ta, că ai pierdut mingea. Wow. Ia uite-l jos. Mă, Tielema. Mamă, era jos liber. Da, cred că așa o să se termine meciul. 5 minute de prelungire. Mamă, de când am mai văzut 5 minute de prelungire. Nu prea vezi pe FIFA pentru că nu sunt atât de multe întreruperi ca să pui 5 minute. Haide. Suarez? N-a fost offside? N-a fost offside. Ba, mama a dat offside după 5 minute. Cred că așa se termină meciul și câștigăm Champions League-ul în 2017 cu Liverpool. Și hai, fluier arbitru. Domnul arbitru, domnule Hațigan, fluierați vă rog frumos. Câștigăm Champions League-ul cu un gol, dar golul e gol. Totuși este o finală. A fost destul de intens meciul. Foarte multe pase, foarte mult pressing și așa mai departe, dar n-au fost cu ocazii. O să vedeți că n-au fost atât de multe ocazii. Ei vede pe băieți cum se bucură aici foarte, foarte mult. Și vreau să vedem când ridicăm Champions League-ul, pentru că ia uite-l, mamă, s-o dau pe jos, nebuni. Deci, această reconstrucție a fost reușită, ceea ce trebuie să băgați și voi acolo un mare, mare like. Hai să vedem aici băieții cum se bucură, Suarez, Javi Martinez, jucători ca lumea, mă. Deci, oamenii cheie au fost, probabil, meciul acesta au fost Suarez și cu Coutinho. Mi-a plăcut destul de mult de Coutinho, s-a simțit bine. Cine este capitanul? Chiar n-am nicio idee cine e capitanul. Ah, Javi Martinez, ok. Și câștigă băieții cupa. Sper că a plăcut episodul, băgați acolo like, e bine, eu am fost Sinner și vă urez o zi faină în continuare. V-am pupat, pa, pa!